oameni buni, vă mulțumesc din suflet că ați răspuns invitației noastre să fiți prezenți la târgul dumneavoastră. Nu este târgul unei uniuni politice, este târgul votoșunerilor. Și pentru asta mulțumesc domnului director de la stațiunea de cercetare că nu a cedat presiunilor care i-au fost transmise că dacă va găzdui acest târg, va fi demis imediat după acest târg. Domnul director a înțeles că acest târg nu este un târg politic. Este un târg pentru județul Botoșan, pentru dumneavoastră împreună cu fermierii din Botoșan. Și cred că domnul director a luat cea mai bună decizie, ne-a dat această posibilitate să organizăm la stațiunea de Popăluț acest târg, care este un târg foarte important și binevenit pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Sunt convins că de 20 de ani de zile cu toții am muncit în agricultură și în zootehnie. O parte din guverne ne-au sprijinit mai mult, o parte ne-au sprijinit mai puțin. Cred că în viitor noi știm ce avem de făcut. Avem priceperea de a munci, știm cum să muncim, știm ce avem de făcut pentru a obține venituri, dar dacă nu vom avea un guvern care să dea atenție maximă satului românesc, agriculturii și zootehniei, nu vom putea merge mai departe. Pentru că muncesc foarte mult, dar vin foarte ieftin și atunci nu pot să adun bani și rămânem săraci, așa cum suntem noi, județul Botoșan, ultimul județ din Moldova și mai nou vor să disfințeze acest județ pentru că nu le place numele de Botoșan, vor Suceava, Neamț sau alt nume. Cred că cu toții ne-am născut în acest județ, trăim în acest județ, vrem să fim înmormântați în acest județ, dar nu vrem să ni se ia identitatea noastră și onoarea și demnitatea pe care o avem. Cred că astăzi avem garanția că în viitor vom avea sprijinul tuturor oamenilor care vor guverna România și noi la Botoșan vom demonstra că județul va ajunge un județ dezvoltat, un județ care va crea locuri de muncă, un județ care va pune baza unei agriculturi și zootehnii puternice. Nu trebuie să ne fie rușine cu așa ceva. Pentru că la Botoșani nu vor construi Mercedes-uri, nu vor construi telefoane mobile, nu vor construi blugi. Putem face agricultură și zootehnie și putem câștiga cinstit și corect bani și putem crea locuri de muncă. Putem vinde în România și chiar în afara României toate produsele noastre. Cred că vom avea garanția domnilor președinți care sunt astăzi prezenți aici că va susține dezvoltarea județului Botoșan și noi la rândul nostru vom fi alături de dumnealor și noi îi facem de râs. O să ne arătăm că județul Botoșan este un județ de oameni gospodari, un județ de oameni pricepuți, dar avem nevoie de sprijinul lor. Eu vă doresc multă sănătate și vă spun un singur lucru. Doar împreună putem reuși. Singuri nu putem niciodată obține ceea ce ne dorim. Să fim sănătoși, să ne ajute Dumnezeu să ne vedem cât de curând. Să vă ajute Dumnezeu la toată lumea. Să ne ajute Dumnezeu, domnule președinte, domnule deputat.